Bună dimineața! Suntem în data de 12.02.2013, ceasul fiind ora 5 dimineața și 38 de minute. Sunt trezit de pe la ora 5 fix. Timp de 39 de minute mi-am pus o oală de apă caldă pe reșeu să se încălzească și în momentul în care apa se va încălzi, voi încerca să mă spăl pe corp așa cât voi putea într-o copare. Dar nu pentru asta neapărat fac acest clip sau această filmare, ci pentru un cu totul alt motiv. Ca orice om, dimineața mă duc către toaletă să-mi fac nevoile necesare și în drum spre toaletă mă gândeam la ceva. Mă gândeam să, cum bine obișnuiam de cele mai multe ori, să-i mulțumesc lui Dumnezeu sau să mă rog lui Dumnezeu pentru pentru un cozi din viața mea. Ce să mai. Numai că în mintea mea erau două lucruri care veniseră. Ok, te rogi lui Dumnezeu, dar pentru care motiv? Hai să ne gândim. De fapt, nu să ne gândim. Haide să vă explic exact de ce m-am gândit așa. De ce mi-am pus întrebarea asta? De cele mai multe ori mă rugam lui Dumnezeu sau mă rog lui Dumnezeu cu ideea sau cu gândul că dacă o voi face voi fi convins că Dumnezeu mă va ajuta în anume în anumite dorințe ale mele sau ceva se va întâmpla de bine, bineînțeles. Dar o a doua parte care mi-a mai venit fiind o întrebare, sună cam așa, ok, de ce trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu doar pentru faptul că că bunul Dumnezeu o să ne dea ceva. Cer scuze de bâlbâieli și toate celelalte, dar sper să nu vă deranjez de prea tare. Eu cred că cel mai important și cel mai frumos lucru din partea omenirii e atunci când ei hotărăsc sau când doresc să spună, să adreseze lui Dumnezeu cu ceva cuvinte plăcute lui, ar fi frumos din partea noastră ca oameni să nu gândim, ok, eu mă rog, dar Doamne, vreau să-mi dai ceva în schimbul acestor rugăciuni. Să gândim ceva de genul, Doamne, o facem pentru că așa trebuie, plus de toate o facem că așa simțim și nu neapărat trebuie să primim ceva. Și un al treilea lucru, consider că Dumnezeu este prietenul tău. Sau să considerăm că Dumnezeu este prietenul nostru. Și atunci când faci un lucru bun pentru prietenul tău, de fiecare dată se întâmplă ca să nu ai și așteptări. Să nu primești ceva în schimb neapărat. Ăsta e motivul pentru care am hotărât să fac acest clip și să vorbesc cu dumneavoastră. Ce să vă spun? Dumnezeu fie cu noi, ne ducă pace, dragoste. Îmi cer scuze că arăt așa de parcă acum, după cum v-am și spus, abia acum m-am trezit și n-am apucat să fac mare lucru decât ce v-am spus și mai devreme. Mă pregătesc într-adevăr să-mi fac o mică baie ca să mă pot spăla din motiv că apa caldă în instituția în care ne locuim încă nu e dată drumul sau mai bine spus oprită de vreo două săptămâni și ceva. Cam astea sunt. Ce vă zic? Vă salut și vă doresc o săptămână așa frumoasă ca a mea. Așa cum a început săptămâna mea de această dată. Numai bine.